drum cu CFR-ul după starea de urgență. Mi-a fost dor de tren, dar sincer, pare destul de riscant. Hai să vedem cum respectă ei condițiile COVID. Distanțare fizică, e corect. După un drum cu CFR-ul există distanțare socială în CFR? Da, distanțare socială, dacă îl analizăm în detaliu, se referă mai mult la faptul că nu vorbești cu oamenii, că nu comunici cu oamenii, nu neapărat fizic vorbind, adică nu comunici deloc. Voi ce ziceți? Există? Nu există. Stau oamenii departe pe scaune în tren? Nu stau departe. Stau oamenii înghesuiți? Da, stau înghesuiți. Poartă toți oamenii măști? Nu poartă toți oamenii măști. Există, nu știu, chestii de curățenie, dezinfectant? Nu există. De fapt, adică e așa cum așteptam. Noi comunicăm prin telefon, comunicăm prin mesaje. Și atunci distanțarea socială, dacă e să o analizăm din punctul ăsta de vedere, nu e valabil în cazul pandemiei, pentru că nu avem nevoie de distanțarea asta socială, avem nevoie într-adevăr de distanțare fizică. Cred că a venit din afară mai mult, social distancing sau ceva, un termen din afară care a fost tradus și preluat așa cum e în română. Distanțare socială sau fizică? Sintagma distanțare socială, atât de des întrebuințată, în special în discursul public în ultima perioadă, nu este specifică limbii române, ci este o traducere din engleză, social distancing. Conceptul de social distancing a fost introdus de specialiști în medicină publică și este definit pe site-ul Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor ca limitarea contactului față în față între persoane care nu împart același spațiu de locuit, cu scopul încetinirii răspândirii bolilor contagioase, în acest caz COVID-19. Pe site-ul menționat, distanțarea socială este considerată ca fiind echivalentă cu distanțarea fizică. Nu știu exact cine. Putem să mergem și în teoria conspirației, să spunem că a fost cineva care a gândit termenul ăsta ca să bage mai multă spaimă în oameni. Eu cred că a venit pur și simplu natural, adică a fost un exercițiu. A fost fraza care a câștigat. Tu de ce ai folosit-o? Pentru că asta am auzit în jurul meu. După un drum cu CFR-ul, există distanțare socială în CFR? Cu toți suntem oameni, adică ne place să credem că suntem ființe raționale, îmi place să cred că sunt o ființă rațională, dar la finalul zilei suntem conduși de emoții și am fost dus și în cazul ăsta de partea emoțională, adică n-am analizat logic, am mers pe instinct. Specialiștii în psihologie, îngrijorați de impactul pe care sintagma distanțare socială îl poate transmite oamenilor și de efectul pe care l-ar avea, și anume izolarea socială, au insistat că denumirea adecvată în contextul actual este distanțare fizică, deoarece contactul social se poate menține prin mijloacele tehnologiei. Așadar, fiecare este liber să aleagă orice variantă de exprimare dacă respectă regulile sociale, nu lingvistice, de această dată. Poate fi privit și așa, poate fi privit. Acum nu știm dacă a făcut sau nu intenționat, dacă a fost un efort voluntar să se lanseze termenul ăsta la nivel mondial sau nu. Asta e, din nou, e un semn de conspirație aici, nu știu dacă e sau nu relevant. Spre ceea ce țintești, aia o să ajungi. Adică dacă o să vrei să fii ca un om care nu vorbește corect, ai șanse să ajungi ca omul respectiv, chiar dacă asta presupune că poți să conduci o țară. Nu știu ce mesaj să dau aici. Ideea e că trebuie să-ți alegi un om sau să-ți alegi mai o categorie de oameni spre care să poți să te duci să zici că da, aș vrea să iau un sfat de la persoana asta. Și atunci, dacă tu ai vrea să iei un sfat de la persoana respectivă, trebuie să vorbești ca persoana respectivă. Adică să te gândești gen, bă, ce ar zice persoana asta pe care o admir despre mine pentru faptul că eu nu știu să vorbesc corect. Să-și aleagă fiecare o persoană, fie că e un om important din familie, un unchi pe care îl respect sau un părinte sau așa mai departe, sau fie că e un erou, fie că e, nu știu, să zicem Michael Jordan sau că e un Bill Gates sau ceva de genul. Dacă ai sta față în față cu Bill Gates și ar vedea că nu vorbești corect, ce părere avea despre tine? Dacă ești mulțumit cu părerea pe care ar avea-o despre tine, atunci ești ok acolo unde ești, dacă nu, trebuie să schimbi ceva. În general, like, nicăieri în lume, dacă vorbești corect, nu e o garanție că ești milionar, dacă ești milionar, nu e o garanție că vorbești corect. Pierzi respectul în ochii anumitor oameni. Respectul ăsta îl câștigi cu bani. Pentru unii oameni, da, pentru unii oameni nu. Adică sunt unii oameni care nu o să te respecte dacă tu nu ai vorbirea asta corectă.